Spuneați că e posibil să se nască noi lideri. Noi știm foarte bine că anul 2017 nouă ne-a luat foarte mult în zona culturii, în zona oamenilor mari, numelor mari, oameni care și-au lăsat amprenta asupra generații. Din acest punct, asupra multor generații, din acest punct de vedere, cum arată 2018? 2018 este mult mai liniștit decât 2017, pentru că anul ăsta este mai mult global, politic, trebuie să producă niște mutații profunde la nivel de conștiință, la nivel politic, la nivel economic și din punctul ăsta de vedere anul ăsta nu vă afectează. Vor fi însă două sau trei persoane foarte importante care vor dispărea din perimetru și din nefericire este extrem de dureros pentru că se pare că nu se mai nasc, parcă generația asta nu mai aduce oameni de calibru care au fost odată. Spuneați că și în zona economică trebuie să fim atenți. 2018 este anul unei noi crize economice? Da, da. În special în partea a doua spre toamna, sfârșitul lui 2018. Criza o să devină brusc, vine dintr-o dată, este foarte puternică și este, cum să spun, consecința faptului că se produc aceste rupturi din punct de vedere politic. Criza economică este și rezultanta situației politice.